Chișinău-Frankfurt, Cutia Neagră. Este un film în care vă vom prezenta o altă istorie. O istorie a marelor jafuri. O istorie despre care puțin cunosc și nu v-a povestit-o nimeni. Anul 1990, Uniunea Sovietică. Școala militară din Kaczynsk este absolvită de Victor Țopa, un tânăr originar din Nisporeni. În anul următor, Țopa devine colaborator al Departamentului Aviației Civile din Ministerul Transporturilor. Iar peste 2 ani, în 1993, el ajunge director comercial al companiei de stat Air Moldova, companie fondată prin decret prezidențial la 12 ianuarie al aceluiași an. Societatea este succesoarea de drept a companiei Aeroflot. În acei ani, Republica Moldova avea nevoie de oameni noi în funcții, oameni ale căror fețe să nu aducă aminte de trecutul rușinos sovietic. Nomenclatura știa asta. Și anume din acest motiv, la Chișinău, cu doar câțiva ani mai devreme, pe 16 noiembrie 1989, a fost readus Petru Lucinski, un vechi nomenclaturist fidel serviciilor secrete rusești, însărcinat cu misiunea să construiască sistemul. Poate anume așa se explică faptul că un tânăr absolvent al unei școli militare controlate de KGB-ul sovietic se regăsește în noul stat, Republica Moldova, într-o funcție atât de importantă. Exact asta s-a întâmplat puțin mai târziu cu un alt tânăr ce și-a satisfăcut serviciul militar într-o unitate controlată de KGB. Este vorba despre Vladimir Vasilievici Filat. De aceeași vârstă cu Țopa, Filat a fost plasat în Departamentul Proprietății de Stat. În lista fețelor noi, promovate în funcție de nomenclaturistul Lucinski, se mai regăsește un personaj interesant, aflat și el sub controlul KGB. Anatol Arapu, care în perioada 1988-1992 a fost director al Trustului de Stat Moldova Exim, societate prin care se operau exporturile moldovenești. În scurt timp veți înțelege de ce menționăm anume aceste personaje și legătura lor directă cu securitatea sovietică și cu Petru Lucinski, moldoveanul pus de ruși să controleze procesele din Republica Moldova. Moscova și-a promovat interesele prin oamenii săi. Și scriam un articol despre anatomia clanurilor, Lucinski și Voronin în special. Putem spune și de un clan snegur. E vorba de oamenii pe care el le-a promovat în primii ani după proclamarea independenței, care i-au rămas fideli, dar care unii acum se regăsesc în clanul Lucinski, de exemplu în PLDM. Cred că au dreptate cei care spun că Petru Lucinski, care a fost unul dintre ultimii mari comuniști în Uniunea Sovietică, a rămas fidel acelui sistem, acelui partid, chiar a spus pe undeva acest lucru. Și în acest fel a vegheat aici ca nu cumva să se dezvolte forțe naționale, forțe politice pro-românești, nu mai spun unioniste, și persecutarea unionismului sau trecerea sub tabu a acestui deziderat, iarăși este la activul negativ al lui Lucinski. Să revenim însă la Victor Țopa și la primul său jaf de proporții naționale. Aviația din Republica Moldova. Mirosul banilor care pluteau în aer l-a îmbătat din prima pe proaspătul absolvent al școlii militare sovietice. După ce a văzut fluxurile financiare enorme din domeniu, acesta decide să le facă să aterizeze în propriul buzunar. Astfel, în 1994, Țopa începe atacul direct asupra ramurii prin deposedarea statului de cele mai profitabile afaceri din aviație. În arhivele Bibliotecii Naționale zac foarte multe informații pe această temă. Presa a scris sute de articole despre activitatea lui Victor Țopa. Doar transmiterea serviciului de alimentare a pasagerilor a prejudiciat statul cu 13 milioane de dolari americani. Serviciul respectiv îi aparținea direct companiei Air Moldova, însă a fost înstrăinat către întreprinderea privată Catering Air Service SRL. Aflându-se împreună cu alți interpuși ai serviciilor secrete sub protecție la cel mai înalt nivel, Țopa acționa fără ca măcar să încerce să ascundă faptul că firma Catering Air Service îi aparține. Cateringul a fost însă numai aperitivul și s-a dovedit floare la ureche pe lângă schemele care au urmat.
Din 1994 și până în 1996, Victor Țopa a deținut funcția de șef al Direcției de Relații Externe din Agenția de Stat a Aviației Civile. În această perioadă, foamea de bani a lui Țopa crește. În 1995, împreună cu cetățeanul german Simeon Wasserstein, Țopa creează compania privată de aviație Air Moldova International. În doar câteva luni, scopul fondării acestui operator a devenit clar. Ca și în anii 90, acum ruta Chișinău-Frankfurt este una dintre cele mai rentabile. Iată de ce afaceristul nostru a decis să pună mâna pe ea. Unica rută profitabilă a companiei de stat Air Moldova, adică ruta Chișinău-Frankfurt, a fost transferată la compania privată Air Moldova International, firmă care îi aparținea lui Țopa. Preluarea rutei a fost posibilă prin decizia Agenției de Stat a Aviației Civile, unde același Țopa deținea o funcție cheie. Presa scria în acele timpuri despre faptul că în 4 ani și jumătate de exploatare a acestei rute, Air Moldova International a acumulat venituri în valoare de peste 40 de milioane de dolari, chiar dacă nu avea în posesie nici măcar un singur aparat de zbor. A început să preia activele statului. Evident că în condițiile când începi să monopolizezi cele mai benefice, rentabile rute, îndeosebi se punea miza pe ruta, unica rută în Europa Occidentală, Chișinău-Frankfurt, interesul era sporit, pentru că întotdeauna existau vânzările necesare. Plus la atât, nimeni nu-și punea întrebarea cu privire la modernizarea parcului de avioane. În 1995, Agenția de Vânzare a Biletelor de Avion, aflată pe Bulevardul Negruții din Chișinău, agenție care îi aparținea companiei de stat Air Moldova, a fost transferată firmei Voyage International, la inițiativa aceluiași Victor Țopa. Spre surprinderea nimănui, firma îi aparținea tot nou venitului protejat al puterii de la Chișinău și al serviciilor secrete. În urma tranzacției, 8% din valoarea tuturor biletelor vândute de Air Moldova se vărsau în buzunarul lui Țopa, care nu mișca niciun deget ca să-i merite. Toate aceste tranzacții dubioase s-au produs în interval de numai 2 ani. Ani în care Victor Țopa s-a aflat în fruntea Agenției de Stat a Aviației Civile. Nimic din toate acestea nu se putea produce fără voia păpușarilor care trăgeau sforile în Moldova. Cuvântul păpușar nu e deloc ales la întâmplare și în curând veți afla și de ce. În второй половине 90-х годов и в начале нулевых годов Виктор Цопа он считался таким авиационным королем в Молдове. Он возглавлял ГАГА, государственную администрацию гражданской авиации. И в то же время ему приписывали контроль над рядом структур, связанных с авиацией. Это и авиационная компания, по крайней мере, одна Air Moldova International. Это и компании, которые работали в Кишиневском аэропорту, кэтеринг и сервис, короче, обслуживали Кишиневский аэропорт. Тогда у него были конфликты, насколько я помню, с некоторыми конкурентами, в частности, компания Moldavian Airlines, ее хозяин, владелец Николай Петров, обвинял Цопу в том, Цопа, кстати, был его однокурсником, они вместе учились в военном летном училище, потом у них в бизнесе дороги разошлись. Петров обвинял его в том, что он использует административный ресурс, то, что он одновременно возглавлял и государственный орган, который регулирует авиацию, и в то же время занимался бизнесом сам в авиации, и Петров обвинял его в том, что он использовал этот ресурс против своих конкурентов. În 1996, Victor Țopa a devenit director general al companiei private Air Moldova International, firmă pe care tot el o fondase. Pentru a-și mări încasările, Țopa mai recurge la o șmecherie. Creează o nouă firmă căpușă, Petrol Service, una care avea ca obiect de activitate procurarea și vânzarea combustibilului către toate navele de zbor. Astfel, acest nou SRL a căpătat dreptul exclusiv de a vinde cherosen companiei de stat Air Moldova cu 265-270 de dolari tona, chiar dacă îl cumpăra cu 130-170 de dolari. Țopa i-a dat gaz, cum se zice în Moldova,
și a făcut în 4 ani peste 3,1 milioane de dolari numai din modestul adaos comercial, care survola cifra de 200%. Iată ce declara Țopa despre compania Air Moldova International, cu ajutorul căreia a sărăcit statul și implicit pe fiecare dintre noi. Мы не намерены быть большой могущественной авиакомпанией, которая есть в мире. Мы намерены быть небольшой, мобильной, динамичной, агрессивной и современной авиакомпанией, которая выполняла полеты на до 7 до 8 воздушных судов. И которая имела хороший имидж. Expresia păpușară a fost utilizată pentru prima dată în Republica Moldova la adresa unor înalți demnitari de stat de către Constantin Tănase. Într-un articol din Flux din anul 2000, acesta se referea la țop și la schemele din aviație. Scandalul de la Air Moldova a pus încă o dată în lumină adevărul că strangularea concurenților, a agenților economici din sectorul privat, neînregimentați partinic, crearea de avantaje și de facilități pentru băieții de la avioane, care achită comisioane grase în casele partidelor, finanțând activitățile de partid și presa de partid, privatizarea nerușinată a patrimoniului național și direcționarea lui spre buzunarele private sunt practici obișnuite în Republica Moldova. Păpușarii din umbră și păpușile țopăie provine de la exclamația țopa, hora dezmățului legalizat. Aceasta fiind situația, nu ne rămâne decât să ne mirăm. Cum se întâmplă că guvernele cad, iar țopa nu? Oare chiar poți zbura atât de sus, fiind al nimănui? Constantin Tănase a ridicat semne de întrebare pentru că era puțin plauzibil ca un tânăr absolvent al școlii militare să decoleze atât de sus, fără ajutorul și fără protecția unor persoane influente. Vreau chiar să reproduc, am avut și o discuție cu această persoană, de Valeriu Pasat, care, la sigur, sunteți de acord că este mai informată cu mult decât mine, și care a spus că părintele corupției moldovenești este Petru Lucinski. Această acuzație a fost făcută de fostul șef al securității în timpul unei prelegeri la Universitatea Lecu Rusu din Bălți. Și a mai spus că gașca băieților șmecheri, băieților deștepți, care au fost aduși pe timpul lui Petru Lucinski și puși în funcție, unul dintre ei este cel care este astăzi în detenție, Vladimir Filat. Este ceea ce vă spuneam la început, că au plasat oameni în funcții care le-au rămas fideli oamenilor din sistem, în special acum vorbim de Petru Lucinski, și în acest sens ei cred că nu vor încălca această înțelegere. Marile lovituri ale țopilor și ale întregii găști promovate de Lucinski însă abia încep. Țepele au devenit tot mai curajoase și au luat în colimator întreaga aviație civilă. Mai ales că, de data asta, operațiunile au fost executate mână în mână cu tânărul aspirant la căpătuială, Vlad Filat, personaj despre care am amintit la începutul documentarului. Una dintre afacerile extrem de profitabile pentru ei și extrem de păguboase pentru noi a fost vânzarea avioanelor, tranzacție în care au fost implicați atât Victor Țopa cât și Vlad Filat, pionul cu planuri de a deveni rege pe care clanul l-a scos la înaintare. Totul se producea în timpul în care președinte al țării era Petru Lucinski. Afacerea Tupolev. 7 octombrie 1997. Air Moldova încheie cu firma ARD Plus SRL un protocol de intenții și un acord privind activitatea economico-financiară comună. Acestea prevăd vânzarea a 6 avioane Tu-154 și 2 nave Tu-134 către firma Aviazapchasti din Federația Rusă. La 12 iunie 98, setul format din 6 avioane Tu-154 este transmis la Agenția Teritorială Chișinău pentru privatizare, la Comisia de Negocieri Directe. Procesul verbal este semnat de nimeni altul decât de Vladimir Filat, director general al Departamentului Privatizării, care apare în actul respectiv ca președinte al Comisiei pentru Negocieri Directe. La 18 iunie 98 au loc negocierile directe. Prețul final pentru cele 6 avioane Tu-154 este de 1.110.000 dolari SUA. La comisia de anchetă, pe care am avut onoarea să o conduc și care a anchetat și acest caz, persoanele din componența comisiei respective de negocieri directe
au declarat că suma de $1.110.000 SUA a fost propusă personal de domnul Vladimir Filat. Atrag atenția asupra faptului că imediat după consumarea acestor episoade formale, avioanele au și dispărut, erau foarte bune, funcționale. Rosia Avia Zapchasti a vândut unul din aceste avioane unei companii din Kazahstan. Eu am făcut interpelare către ministrul de atunci al Securității Naționale, domnul Tudor Botnaru, care mi-a și dat răspuns ce a reușit să stabilească serviciile noastre speciale în acest caz. Imaginați-vă, un tânăr de 20 și ceva de ani pune la buzunar câteva milioane de dolari dintr-o lovitură. Vă imaginați că un avion funcțional, bun, cu resurs, cum zic specialiștii, cu resursă bună pentru încă câteva decenii, trebuie vândut la un preț mult mai mare, circa jumătate de milion. Noi am câștigat tocmai 1.110.000. Țopa și Filat și-au continuat afacerile criminale comune din ce în ce mai profitabile. Țopa, prin intermediul jurnaliștilor controlați cu dolari mirosind a kerosen, a pus presiune pe tutun CTC până când conducerea acestei instituții a fost schimbată. Astfel, Filat a devenit omul care controla tot exportul de țigări și care acum era suficient de solvabil încât să-i returneze datoriile lui Țopa. Air Moldova era pe lista întreprinderilor de stat care nu puteau fi înstrăinate. Însă, ca șef peste privatizări, Filat emite o dispoziție care permite să dispună personal privatizarea companiei de stat Air Moldova. În timp record, statul se trezește că 49% dintre acțiuni au ajuns în posesia unei companii fondate de Țopa la Frankfurt și cu întreprinderea de stat transformată în SRL. Afacerea a fost contestată, iar într-un final, la insistența noului președinte Vladimir Voronin, Air Moldova International a revenit în posesia țării. В 2001 году Цопа неожиданно для многих стал министром транспорта в первом правительстве Василия Тарлева. И Воронинова я помню тогда хвалил, что человек из бизнеса, знает практик, знает, как все это делается. Но это так, любовь, скажем, Воронина к нему длилась очень недолго. Спустя буквально несколько месяцев он со скандалом уволил Цопу со своей должности. Это было сделано после, если я не ошибаюсь, специального заседания Совета Безопасности. И на этом заседании рассматривался вопрос именно с компанией Air Moldova, Air Moldova, государственной компанией. Министерство транспорта тогда, которое было учредителем этой компании, создало совместное предприятие с партнером из Германии. И это преподносилось как шаг к развитию компании, привлечению инвестиций, привлечению экспертизы, технологий, знаний в сервисе иностранных. Но в конце концов весь этот проект был прекращен именно по указанию Воронина. Тогда он сделал заявление, что ЦОПА вместо того, чтобы представлять интересы государства, будучи министром транспорта, прикрывался этой должностью для того, чтобы прихватизировать, как сказал Воронин, государственную авиакомпанию именно в своих интересах. Între timp, în schemele cuplului Țopa-Filat mai apar două nume noi. Unul dintre ele este cel al ministrului finanțelor, Anatol Arapu, care își face simțită prezența prin anumite decizii care favorizează interesele lui Țopa. Presa a scris și despre ele. Victor Țopa s-a plâns lui Anatol Arapu, ministrul finanțelor. Ce s-a întâmplat prin culoarele ministerului cu pricina, nu mai știm. Știm doar că în monitorul oficial din 14 iunie a apărut hotărârea guvernului numărul 566, care prevede completarea unei hotărâri a aceluiași cabinet din octombrie 1998 privind măsurile de asigurare a activității Agenției de Stat a Aviației Civile, după care agenția are voie să achite restanțele creditoare din contul surselor disponibile. La rândul său, și Viorel Țopa, împins în funcția de șef la Banca de Economie a Moldovei, îi dă o mână de ajutor tizului său Victor Țopa, căruia îi acordă un credit de 11 milioane de lei. Credit pentru care s-a pomenit ulterior cu un dosar penal ce îl ține acum fugar în Germania. Este adevărat că 2 ani am fost președintele Băncii de Economii. Este adevărat că banca a avut activitate operațională, inclusiv acordarea creditelor, inclusiv unele
care s-au soldat cu neperformanță, fiindcă există riscuri comerciale. La tandemul Victor Viorel vom reveni, pentru că istoria criminală a acestuia abia începe. În perioada jafurilor organizate de Țopa și de Filat, Victor Gurău era antreprenor de succes. Contactele pe care le-a avut cu Țopa descoperă o nouă latură a băiatului de la avioane, cea de criminal șantajist. În urma unei discuții amicale cu Țopa, Gurău rămâne fără cota sa din Jurnal de Chișinău, instituție de presă care îi revine lui Țopa la pachet cu Val Butnaru. Avea nevoie de presă care să-i spele imaginea și lui și prietenului său, Vlad Filat. Noi ne-am făcut cunoștință îndeosebi când director la compania Air Moldova a fost numit unul din finii mei, Dorin Timciuc, și care la momentul numirii era destul de bine presat, ba chiar șantajat, ca să nu întreprindă unele măsuri. Era momentul anului 2003, sfârșitul 2002-2003, când Dorin a fost numit director la compania Air Moldova și evident că în noile condiții, mai ales că Victor Țopa a fost eliberat din funcția de ministru a transporturilor și evident că exista frica că acele scheme care existau ori vor fi preluate de către alți antreprenori cu ghilimele de rigoare, ori ei vor fi rugați să părăsească spațiul. Presiunea era și atunci unul din argumente care a fost la baza medierii acelui conflict, acelei situații tensionate, a fost și cerința de a ceda pachetul de acțiuni pe care îl deținea familia mea la Jurnal de Chișinău. Presa a jucat un rol important în toate afacerile clanului împins în lupta pentru bani de Petru Lucinski. Cu ajutorul jurnaliștilor, Țopa a încercat de mai multe ori să-și spele imaginea și chiar să influențeze tranzacția cu Air Moldova. De fiecare dată când a fost nevoie, Țopa nu s-a sfiit să cumpere jurnaliști. O deprindere care l-a determinat mai târziu să creeze Jurnal Trust Media. Destinația Frankfurt este foarte populară printre jurnaliștii moldoveni. Pe parcursul anului, mai mulți dintre ei au vizitat acest oraș. Cu câteva luni în urmă aici au fost Chianu și Durbală, chiar în aceste clipe în Frankfurt se află directorul Jurnal TV, Octavian Gâțu, cu nevastă sa, dar totuși cea mai interesantă vizită în Frankfurt a jurnaliștilor moldoveni a avut loc în vara anului 2000. Atunci, în Frankfurt au venit Constantin Stareș, Val Butnaru și Aurelia Pero. Constantin Stareș vine cu noi detalii în scandalul avioanelor. Deschis, fără complexe deontologice, iese în apărarea SRL-ului de stat Air Moldova. La fel procedează și Aurelia Peru în Puterea de pe TVC21 duminică seara. Faimoasa chiriță a comentariilor politice televizate de la Chișinău pune pe post un reportaj realizat în Germania, protagoniștii fiind partea germană în afacerea SRL Air Moldova și ziariștii moldoveni Constantin Stareș, Aurelia Peru și Val Butnaru. Vijelioasa televedetă nu ne comunică în ce oraș anume a fost realizat reportajul și cine a comandat sau plătit întâlnirea unui grup de ziariști de la Chișinău cu reprezentanții părții germane. Chiar dacă n-a făcut-o, totuna noi nu credem că un ziarist din presa liberă și independentă are în buzunar vreo 500 de dolari ca să plătească o călătorie până la Frankfurt și înapoi. Scria Constantin Tănase în revista Flux în anul 2000. Am semnalat o conlucrare între Victor Țopa și Val Butnaru. Unele materiale care au fost subiect de discuții între noi, care aveau o tentă de comandă clară de atac mediatic asupra unei sau altei persoane, asupra unei instituții. Eu niciodată nu m-am implicat în politica redacțională al ziarelor pe care le-am fondat, dar totodată încercam atent să privesc și să analizez lucrurile ca
ei să nu derapeze la comercializarea factorului mediatic. Și acest lucru s-a întâmplat. Așadar, după venirea comuniștilor la putere, Țopa a fost dat afară din funcția de ministru și a rămas fără prea multe pârghii în aviație, dar cu schemele care continuau să-i aducă bani. De la catering și combustibil până la bilete și la sala pentru delegațiile oficiale. Țopa decide însă că a venit timpul să se implice în afaceri bancare. Prima tentativă de preluare prin atac Raider a băncii de economii le-a aparținut anume lui Victor și Viorel Țopa. Pentru mine rămâne totuși enigma cum acești doi cetățeni, aceste două personaje, au intrat în posesia la 18,5% de acțiuni de la Banca de Economii. Pentru că într-o discuție privată cu unul dintre ei am aflat că ei le-au cumpărat de la bursă, adică după cât am monitorizat, legea nu permitea la acel timp astfel de operațiuni, nu numai că nu permitea, dar specificul instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova este că, în primul rând, emisiunile de acțiuni sunt răscumpărate de acționarii existenți, adică care sunt deja acționari. Au preluat tot prin fraudă de la cineva aceste pachete de acțiuni. Cert este că aceste 18,5% de acțiuni s-au dorit a fi principiale în 2001 pentru a încerca preluarea băncii de economie, adică controlul la nivel de acționariat. Repet încă o dată, din surse demne de încredere, dar nu numai că demne, dar persoane responsabile de înalt nivel, mi-au comunicat că atunci a existat tentativa de a prelua Banca de Economie. Dacă despre Banca de Economii se cunosc mai puține detalii, atacul de la Victoria Bank este însă unul despre care presa a publicat o mulțime de materiale. Prin șantaj și prin răfuială fizică, Țopa a deposedat-o de acțiuni pe Galina Proidisfet. Posibil din cauza că nu fusese niciodată pedepsit pentru jafurile sale, lui Țopa i s-a creat impresia că poate face orice vrea în țara clanului din care făcea parte. Ești bunica, ai copii, ai nepoți, trebuie să te gândești. Am negociat cu ea achiziții de acțiuni și mai înainte, în 2006, ne-am achitat foarte frumos cu noi. A fost pur și simplu prin aplicarea violenței față de Prodisvet Galina și față de rudele sale pentru a intra în posesia acțiunilor acestora de la Victoria Bank. Prin urmare, ultimei au intrat în posesia acțiunilor date. Ăștia sunt într-adevăr bandiți. Metodele lor banditești funcționează de mai mulți ani în această țară. Toate aceste scheme elaborate de Viorel și Victor Țopa, în afară că s-au folosit ei de ele, de aceste scheme se folosesc, cum arată realitatea, și celelalte grupări din Republica Moldova. Anume, în urma acestei preluări cu deasila de la Victoria Bank, Victor Țopa a fost condamnat la 10 ani de închisoare și a fugit împreună cu Viorel la Frankfurt. Acolo a dus și banii furați din aviație. În aceste clipe ne îndreptăm spre Bad Homburg, localitate în care s-au stabilit țopii. Presa nu cunoaște nici până acum, sunt verișori, frați, amanți. Tot acolo s-a stabilit cu Traiul și Andrei Năstase, avocatul și finul de cununie al lui Victor Țopa. Casele celor doi țopi se află la 3 minute distanță una de alta. Frații de afaceri dubioase și verișorii de dosar au decis să nu se despartă până la adânci bătrâneți. Mai ales că Vlad Filat le-a asigurat spatele. Dumneavoastră credeți într-o legătură între Vlad Filat și platforma, da, și protestele din piață și țopi și așa mai departe, despre care s-a vorbit? Nu, eu pot să vă dau și probe. Adică există? Și am spus-o și domnul Strălești și colegiul la Consiliul. Ce fel de probe? În ce an au fost judecați țopii? 2012? Nu, cam așa. Da. Până acum nu sunt extradați. Dar știți care e procedura? Ministerul Justiției nostru se adresează guvernului Germaniei. Și eu am verificat și din cauza că nu s-a făcut această cerere către guvernul Germaniei, nu sunt extradați aici. Dar cu a fost Ministrul Justiției, dacă nu apele de meu. Dar acum este al PD-ului. Și am auzit că s-a făcut demersul.
ca să fie extradat, da. Victor Țopa? Da, eu m-am interesat, fiindcă eu vă spun, nu spun toate publici, dar eu mă interesez de niște lucruri care văd că nu merg cum trebuie. În schimb, cei doi au decis să-i dea o mână de ajutor. I-au împrumutat lui Filat schema prin care au decis să preia Banca de Economie a Moldovei la începutul anilor 2000, prin majorarea capitalului statutar. Ulterior a urmat jaful miliardului. Cinismul celor doi țopi stabiliți în casele din Bad Homburg nu cunoaște margini. În această casă locuiește controversatul om de afaceri Victor Țopa. Au încercat mai devreme să sunăm la ușă, însă nimeni nu ne-a deschis. Casa lui Victor costă peste $1,000,000. Prețurile locuințelor din zona respectivă îl puteți verifica cu ușurință pe site-urile specializate germane. Deși e puțin mai modestă, casa lui Viorel Țopa se află și ea într-un cartier scump, la doar 3 minute distanță de cea a lui Victor. Deși anunță pe rețelele de socializare că nu au nimic în comun și că presa îi pune degeaba în aceeași oală, imaginele filmate de noi îi contrazic. Cert este că de acolo, din Bad Homburg, au fost generate mai multe idei năstrușnice, inclusiv cea de creare a platformei civice Demnitate și Adevăr, o mișcare menită să-l detroneze pe Vladimir Plahatniuc, în mâinile căruia s-ar afla CNA și procuratura, ce investigează jaful miliardului. A venit momentul să înțelegem cu toții cum a funcționat schema și de unde își are rădăcinile. Așadar, oamenii lui Lucinski, Filat, Arapu și Țopa, sunt promovați în funcții cheie în stat. Aceștia acaparează cele mai importante afaceri din Republica Moldova. Chiar dacă au avut numeroase remanieri în politicul moldovenesc, clanul Lucinski s-a regăsit în permanență undeva lângă pârghiile de control. În momentele critice, clanul a reacționat rapid și a întreprins acțiuni care să-l țină în viață. 7 aprilie 2009 este un produs al acestui clan. Dacă analizăm conexiunile dintre Petru Lucinski, fiul acestuia Kiril Lucinski, Natalia Morari, Vlad Filat, PLDM și cei doi țopi, deducem cu ușurință cine a stat în spatele protestelor violente de atunci. Corespondent Euronews встретился с Мораль в Кишиневе. Она не может покинуть страну из-за обвинений в разжигании массовых беспорядков. Наталья, большое спасибо, что вы нашли время дать нам интервью. Коммунистическая партия Молдавии не получила необходимого большинства в парламенте. Вы полагаете, это успех акций протеста, которые вы организовали вместе с другими активистами? Я не думаю, что это победа только участников акции протеста. Это победа всей страны. Îndată după lovitură, clanul, prin intermediul țopilor, a început noile investiții. Victor Țopa a avut un oarecare rol. De ce? În primul rând, agresivitatea cu care a încercat domnia sa imediat după 2009 să atace unele domenii și apariția unor afaceri de succes. Trebuie să menționăm că în acea perioadă domnia sa avea afaceri nu numai în sistemul financiar bancar, dar și în asigurări și în leasing. În momentul critic de dinaintea arestării lui Filat a apărut o altă creatură a acestui clan, platforma DA. Doar că de această dată schema era mai complicată. Clanul a mizat totul pentru această ultimă bătălie și a inclus în schemă întreg arsenalul de care dispune. Liderul DA, Andrei Năstase, este finul de cununie al lui Victor Țopa. Sunteți neamuri, fin, cu mătră, naș, n-am mai înțeles ce sunteți. Cu cine? A fost scris într-o zi că eu sunt finul țopilor. Bine, așa s-a scris în presă. Eu vă rog o chestie. Păi nu sunteți, sau naș sunteți, sau nici nu mai știu ce sunteți. Eu vă întreb dumneavoastră ca să știm foarte clar. Da, dar eu am răspuns în spațiu public deja la tema asta, domnul Gaz. Dar eu vă întreb pentru că eu nu știu. A, bine. Eu nu reușesc să mut chiar toate emisiunile seara, că sunt multe. Nu, nici nu e obligatoriu, pur și simplu trebuie să fie clar. Cu Victor Țopa am o relație de afinitate, cu Viorel Țopa n-am nicio relație, deși el este de la Telenești, este mai aproape. Între ei nu sunt frați, nu sunt surori. De ce înseamnă afinitate?
Victor Țopa este nașul meu de cununie, eu sunt finul lui de cununie. Fratele lui Andrei este responsabil de politica editorială a postului Jurnal TV, al cărui proprietar este Victor Țopa. Exact cum fusese responsabil de politica editorială a media holdingului PPCD. Legăturile strânse dintre Năstase, Dolganiuh și Aramă, alți doi lideri ai platformei, au fost stabilite anume în timpurile de glorie ale Partidului Popular Creștin-Democrat, păstorit de Iurie Roșca. De cealaltă parte, Filat a venit cu ONG-urile finanțate prin intermediul Cancelariei de Stat, care se afla sub controlul PLDM. Kiril, fiul lui Petru Lucinski și membru PLDM, împreună cu Natalia Morari, cu care se află în relații mai mult decât apropiate, au influență destulă asupra lui Igor Boțan, un alt lider al platformei. Natalia, o pro-occidentală autodeclarată venită tot de la Moscova cu o poveste că ar fi fost deportată, pare să se fi inspirat tot de la răsărit atunci când a ales numele platformei. Ieșiți cu platforma, da. Apropo, platforma, da, din numirea, da, e foarte aproape dumneavoastră, dumneavoastră când v-ați creat-o. Domn, domn. Radicalne prozapadne opoziție. Domn. Nu vă permit, pentru că acum eu am fost avizat. Împreună, acest trio, Lucinski, Filat și Țopa, stă la baza întregii platforme. Trebuie să recunoaștem însă că rolul decisiv l-a avut Victor Țopa. Anume, cu el își va coordona toate acțiunile sale Vlad Filat de acum încolo. Întâlnirea de la Frankfurt, din 1 aprilie 2015, este o dovadă în plus. Hotelul Villa Kennedy se află la 15 minute distanță de aeroportul Frankfurt. La 1 aprilie 2015, aici, Victor Țopa și Vlad Filat au pus la cale totul în cele mai mici detalii. De la politica editorială a jurnalului, până la ce culoare trebuie să aibă tricoul pe care va fi scris unde miliardul. Nu am știut că sunt urmărit inclusiv și în deplasările mele din exterior. Pot să vă spun un singur lucru. Eu nu am întrerupt comunicarea cu anumiți oameni, inclusiv, foarte rar, dar am comunicat și cu domnul Victor Țopa. Și nu văd nimic rău în acest fapt. O schemă care aproape era să dea roade dacă procuratura și CNA stăteau cu mâinile în șolduri. După arestarea lui Filat, acțiunile platformei au devenit haotice. Ultima decizie pe care au luat-o interpușii lui Țopa, Filat și Lucinski a fost să creeze un partid. Cu alte cuvinte, PLDM a fost aruncat în lada de gunoi a politicii și a căzut de la înălțimea guvernării și a popularității din 2009 sub pragul electoral. Clanul are însă nevoie de putere. Iar odată cu trimiterea lui Filat în istorie, Țopa și Lucinski au devenit mai periculoși ca niciodată. Acum se dă ultima luptă a Republicii Moldova. Lupta cu corupția. Aici, lângă monumentul omului care face bani cu ciocanul, se află una dintre cele mai fastoase și luxoase clădiri din Frankfurt. Tot aici își are sediul Victor Țopa și firma acestuia. Firma pe conturile căreia s-au adunat cel mai probabil majoritatea banilor furați prin schemele frauduloase din aviația civilă și BEM. Bani din care la Chișinău se organizează revoluții sau sunt aduse la putere partide, ale căror lideri sunt arestați pentru corupție.